Salutări, băi fraților! E în sfârșit o zi de primăvară, e sâmbătă astăzi și am zis să ieșim la o tură. După cum vedeți aici în spate, avem noua jucărie, care nu-i tocmai nouă. Nu-i tocmai nouă, dar pentru mine e nouă. Hai să vi-l și arăt, un Kawasaki R5, motor de 500. Și da, am făcut prima tură. Totul bine și frumos până vremea s-a făcut așa. Deja s-a făcut rece și mi-era frig, așa că m-am oprit să filmez un pic, după care o să mergem spre casă, pentru că da, încă nu-i primăvară, a fost doar un semn de. Bun, hai să-i dăm și o cheie până una alta, să o vedeți și voi. Na, jucăria noastră. Ia să-mi pornește. Bum. Băi, motorul merge bine, una peste alta. Chiar îmi place cum merge, nu e nici foarte puternic încât să îmi fie frică de el. Dar da, trebuie neapărat să schimb cauciucurile. Pe lângă asta are o mică problemă la radiator. Undeva, cred că în partea asta, pe aici, pe undeva. Da, pe acolo, pe undeva pierde câte o picătură de antigel. Deci cel mai probabil va trebui să îi schimb radiatorul, pentru că nu știu altă cale de a-l face. Dar da, eu sunt chiar fericit cu achiziția asta, e prima motocicletă, îmi place maxim. Spuneți-mi și voi dacă sunteți prin Sibiu când mai ieșiți la ture, dacă vreți să ieșiți la o tură cu un începător, cu mare drag o să mă alătur vouă. Iar ca și fapt divers, schimbând un pic direcția, se văd rezultate. Pe lângă faptul că acest canal de YouTube crește și aduce din ce în ce mai mulți oameni faini pe el, se văd rezultate în direcția în care eu mă apropii de scopul meu. Practic, într-o săptămână am slăbit undeva la 2 kg și ceva. Poate chiar am pus și ceva masă musculară, ne ținem de sală, ne ținem de alimentație sănătoasă și trebuie neapărat să vă apucați și voi dacă nu ați făcut lucrul ăsta, pentru că la vară, sau cel puțin până la vară, ne propunem să avem pătrățele și nu numai. Așa că da, acest clip va fi unul mai scurt, doar de update, pentru că încă nu mi-am luat o cameră de acțiune. E în plan, urmează, dar bugetul nu mă prea ajută, așa că vom amâna o lună, două în această cameră, după care poate începe și sezonul din plin, să putem să mergem la ture, să ne plimbăm, să mai mâncăm una alta, să facem sport și o mare parte pe primul plan anul ăsta va fi să ne plimbăm cât mai mult. Așa că, dragilor, vă invit să vă plimbați alături de mine.